Lucas, Lucas, am făcut o mutare expres. În 2 zile au venit niște prieteni să ne ajute cu 3 mașini. Ne-am mutat tot ce vedeți, mobilă, deci tot am adus noi. Efectiv, era gol apartamentul, nu era nimic. Da, mă, da, Lucas, ce faci, mami? Și vă fac așa un tur expres, pentru că mai avem lucruri de despachetat, avem o cameră plină cu pungi, plină de cutii, plină de lucruri. Da, lui Lucas îi place... Îi place canapeaua lui, fotoliul lui. Încă nu avem canapea pentru că așteptăm să ne vină. Am dat comandă de canapea. Am improvizat o canapea dintr-un pat, practic. Bravo, Lucas, bravo! Și după ce ne vine canapea, o să punem mobila asta sus, pentru că se pune pe perete. Bravo, Lucas, bravo! N-avem mare lucru, deci încă în bucătărie e dezastru. În camera mea, care de fapt nu vreau să fie camera mea, dar acum iarna am zis că e ok, era această mobilă și am zis să profit această mobilă. E enormă. Sunt o grămadă de lucruri și acum văd că lucrurile mele sunt aranjate. N-am vrut să filmez înainte pentru că știam că e dezastru aici, că sunt pungi și pungulițe și o grămadă de chestii, dar fata asta care ne face curățenie și are grijă de copil, văd că mi-a pus toate lucrurile bine la locul lor. Și un scaun, pentru că nu ajungem acolo sus, chiar nu ajungem și avem nevoie de scaun. Am decis să rămân cu această cameră pentru că e cea mai mică dintre toate și se încălzește cel mai repede și are... Patul l-am adus eu și noptiera aia și mi-a plăcut foarte mult lemnul ăla de acolo, de la perete, și am zis că așa nu dă copilul, nu se lipește perete, pentru că Lucas doarme la perete și am decis să vedeți cum vine Lucas acum, dacă vine. Îi place foarte mult să vină pe holul ăsta să plimbe. Încoace încolo, încoace încolo. Lucas! Acolo e lița lui Lucas. Lucas! E foarte mare apartamentul ăsta, chiar de-aia l-am... Bravo, mami! Chiar de-aia am venit să stăm aici, pentru că e enorm. Deci e enorm. Mult mai mare decât celălalt, are o cameră în plus și sufrageria e dublu de mare. Și pentru Lucas, care are nevoie să țopăi acum, chiar ne vine foarte bine. Dansează, mami, dansează! Încet, încet totul o să înceapă să prindă formă. Am reușit să spăl și eu câteva vase, să le punem la loc. Ideea este că sunt prea multe dulapuri, nu știu cu ce o să le umplem. Sunt exagerat de multe dulapuri în bucătăria asta, deci chiar... Bine, am început, nu am adus încă tot, am început așa să umplem, dar uitați-vă și voi cât de puține lucruri avem. Și... Bine, ești nimic? Savarino spaniol. Moș Nicolae a venit mai repede, a venit pe 5 în loc să vină pe 6. Pentru noi. Wow! Espera, no cortarlo. Ahí me trajeron algo. Wow! Espera, un momento. Un momento. ¿Qué es tuyo? Sí. Wow! Toma! Wow, ¿cuántos coches? No. Necesito una tijera. Os traigo la cocina. ¡Cuánta alegría! Espera un momento, mi amor. Wow. Wow, mami. Ya está. Lucas.
Joaquine. Wow. Mai lasă te pisicul decât el. Lucas, mira, mami, mira! Ei, da, chi ben! Ei, asta e para Lucas! Mira! Mira, ben! Lucas, mira un tractor! Mira aqui! Lucas, mira! Coche, mira otro coche! Mira! Mira quantos coches! Venimos Nicolae, mami, ce buscador! Wow! Uite! Wow, te cadou! Câte cadouri, mami, ai primit! Mira ce guapo este, mira! Tete! Wow, mami! Bum, bum, bum! Tete! Bum, bum, bum! Hola, Lucas! Hola, Lucas! Soy tu amigo! Hola! Hola! La televizor avem vreme. După știri. Și avem pe cineva foarte interesat de vreme. Soare afară la vreme. Da, Lucas, că dacă nu e frumos și soare afară, tu nu ești afară. Așa-i? Pe mine mă interesează cum e vremea. Da, Lucas? Azi a venit moșul Nicolae la tine și ți-a dus cadouri. Uite ce cadou frumos ți-a luat. Wow! Nu-l interesează, pe el interesează vremea. Așa se distrează Lucas cu pisoiul. Da, umblă după el să-i dea cu mingea. Bine că n-ai țintă, că dacă nu, îi sparge capul la pisoi. Lucas, hai să arătăm ce ai primit de moș, Nicolae. Lucas, mamă, ce sport extrem. Bravo, bravo, ai scos mingea de sub masă. Poate îi place să te iei cu mingea. Unde s-a urcat pe scaun?
Lucas mai nou a descoperit șmecheria de a arunca mingea după pisoi. Cam asta face el. Nu v-am arătat ce a primit Lucas de moș. A primit un tractor care are animalele lui. De fiecare dată când pui cu un animal sună. A primit un dinozaur care sună. Nu de dinozaur, aici dinozaurul care spune alfabetul și... Lucas, cum poți să faci asta? Dar nu prea îl încântă dinozaurul ăsta. Uite ce face Lucas. Da, e prea cuminte de pisoiul ăsta. Și am mai primit ceea ce a fost cel mai... Am mai primit o pereche de bocanci, care normal copiii nu prea sunt încântați de asta, și ceea ce a fost cel mai încântat Lucas, mașinuțele astea micuțe. Am mai primit de la moș Nicolae niște mașinuțe de astea mini, care îl încântă, deci chiar îl încântă. Aia roșie, cred că e în dormitor pentru că a dormit cu ea. Le are în farfuria lui preferată. Jucăriile lui preferate în farfuria lui preferată. Cam așa avem și muzica pe fundal. Avem mai mereu tableta pornită cu muzică românească, dar el nu stă și se uită la tabletă, pur și simplu o vrea așa pe fundal și depinde ce muzică îi cântă, el începe să cânte, să zică da, 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 sau să zică pam, pam, pam și ce mai prin melodie. E într-una cu pisoiul. Da, și îl încântă sticlele goale. Sticlele goale și dozele goale sunt cam jucările lui preferate. Da, acolo am eu punga de gunoi cu tot ce am aruncat. Ce nu mai folosesc. Săracu măț. Am găsit o cutie cu lucruri, când ne-am tot mutat și ne-am remutat. Și am zis să vă arăt ce arunc din lucrurile astea și ce lucruri am pe aici. Asta e cutia. Ia să văd dacă pot să ridic piciorul ăsta și să vă arăt. Asta e cutia. E o cutie care am primit de la Bustor, o să adepăr acum câțiva ani. Și am o grămadă de chestii înăuntru. Am adus două cutii goale de la Birchbox în care o să păstrez lucrurile cu care rămân, iar restul să le arunc. Bun. Am început să arunc niște lucruri, așa că iau funga de jos și vă arăt ce am decis să arunc. O mostră de la Shiseido, care habar n-am ce este. Aveți pe fundal muzical lui Lucas. Un mini produs ăsta, ceva mască de ochi. Care o să o arunc la fel. Și niște măști, nu știu dacă sunt de față. Da, sunt două și nu știu exact cât timp au, așa că prefer să le arunc. Bun. Să vedem cum punem telefonul ăsta să nu... Pe urmă, mai ești tot felul de... Stai, zgârdane, nu mai știu cum se numește asta, ca să pune la gât în zona mea. Am un luciu de burză de la Bourjois. Mai am un ulei de la Salerm de păr. Așa sunt produse mini. Pe urmă un parfum de la Piu de Lucia, de la Caron. Să vedem, ăsta e parfumul. E o mostră de parfum. Care o păstrez. Nu știu de ce o păstrez. Pun aici în cutia asta ca să-l folosesc. Pe urmă, un far de la Yves Rocher, care... Nu Yves Rocher, e Yves Saint Laurent. Care mă încântă. Uitați ce frumos e. Uitați ce ambalaj frumos și ce prezentare frumoasă are. Iar eu nu-l folosesc pentru că e mov. Lucas umblă în genunchi și dansează. Lucas! Bun. Pe urmă, mai am un corector de ăsta de la Avon, super vechi, care o să meargă direct la gunoi, pentru că nu are sens să-l mai țin. Aici, domnul gunoi. Așa, îl pun aici pe scaun. Mi-a luat o pungă de gunoi. Nu trebuia să-mi iau pungă așa de mare, dar mă rog. Pe urmă, am o brățară, am un ambalaj gol de la crema asta Garnier, care chiar am zis că îl păstrez pentru că... Bah, nu, nu, e distractiv. Am telefoanele mele, toate telefoanele mele le-am uitat aici. Asta e primul telefon touchscreen.
Și le păstrez, habar n-am pentru ce. Am, ce mai am aici? Prostii. Am mostre de parfum, am prinzător de păr. Am un ulei de lavandă care nici măcar nu-i deschis. Așa că o să-l păstrez și pe ăsta. Nu, de fapt e expirat. O să-l arunc. Nu e expirat. Mai am o mască de la Genoveva care la fel o să arunc, pentru că ce știi cât timp are. După aia mini produsele astea de Birchbox care zgoale de fapt de la Repavar și Babe, la fel le aruncăm. O soluție de asta, picături pentru ochi, care la fel le arunc în capac. Un scrub de corp și de față care chiar l-am folosit. Așa mai uit într-o cutiuță, uitați ce puțin mai rămas, așa că pot să-l arunc, nu... Nu mă doare sufletul să-l arunc. Bun, trebuie să facem curat, da, vreau să arunc și cutia asta. Mai am o mostră de la Bon. Am chestiile astea care ar fi chiar faine să le pun pe braț. Mire să mă punem de la rând. Cine știe de unde le am? O brățară. O brățară. Așa. Ioi, prinzător de păr cât china. După aia am o pereche de cercei care am primit într-un swap, dacă nu mă înșel. Și mai am încă o pereche de cercei. Așa. Altă zgârdanie de asta. O brăță. Dar ce faine. Uite, mami, uite, mami, mami. Da, cum o vrea Lucas. Asta a luat-o Lucas. Și mai am aici ceva lănțișor cu cercei. Bufnița asta mai am ceva. A, bufnițele mele, colecția mea de bufnițe. Ca să vedeți unul când se mută, că nu mai știu unde are lucrurile. Ceva cremă de la Aven, care la fel o să o arunc. De la Uriaș. De la Pelamar. Ceva de machiant de la... Nu știu de la ce. Chiar nu știu de la ce e. La fel la noi. Nu știu ce, dar o să-l arunc. Pentru că pentru Lucas e prea mic și e ceva rupt. Mai am un roșu de la Dior, care săracul de el am pierdut capacul. O să-l păstrez așa într-o punguliță din asta, poate găsesc capacul. Mi se vede jumătate din față, așa e? Așa e în vlogul. Se mai întâmplă. Bun. Și fier o cremă de haine. Jumate încărcător, buchetător, agrafe de păr. Aici stăm mai aici. Numai niște creme de astea la Barnangel. La fel o să le arunc pentru că la Sfântul așteaptă și astea. Păi și altă zgardă din astea. Uite, le-am toate felurile, le-am trei feluri. Asta se pune așa la gât. Să o trebuie și să le pun. Așa. Da, asta e tipică din zona mea. Se vede că, cum se pune asta? O să mă zugru. În prima nu, că mă zugru. În a doua. În a doua nu zătăie. O să mă zugru până la urmă și o să încheie clipul ăsta cu mine spânzurată. Bun. A trebuit să-mi mai strâng să stea așa, dar... E bine așa. Și mai am... Dacă nu mă înșel, CD-ul cu... poze, clip de la nuntă. Și mai am și un stick pe undeva. Să facem clip publicitate la suc. Așa, și am mai găsit un caiet care chiar n-a nimic scris în el. Iar mă gând asta. Și mai am prinzorile astea păr, plamele astea care îmi vin bine și cam atât. Și mai am 2 metri de ăștia. Care la fel o să-mi fie foarte util, dar unde o să-i pun, o să uit unde o să fie pus și o să îi caut după aia ca disperată și nu o să mai găsesc. Și cam atât. Mi-a luat Lucas broțea. A, și mai am un dispozitiv de ăsta de a pune tamponul în el și înăuntru am un lanț.
Nu știu ce. Cred că e un pantantif pentru lanț. Habar n-am. Trebuie să le pun tot din ordine și cam atât.